Au fost odată un rege și o regină cărora după mai mulți ani de așteptare li se născu o fetiță. De bucurie regele pregăti o petrecere cum nu se mai pomenise nici când în țară, iar la petrecerea cu pricina fură poftite și cele trei zâne bune care rând pe rând urmau să înzestreze fetița cu cele mai alese daruri. Astfel, de la prima dintre ele căpătă darul frumuseții, în vreme ce din partea celei de-a doua, pe acela al virsuitului plăcut. Din nefericire, până să apuce și cea de-a treia zână să-i hărăzească fetiței, în sala tronului se arătă și o zânărea, supărată focă nu fusese invitată la petrecere. Așa că mânioasă aruncă asupra copilei un blestem cumplit. Când prințesa va împlini 15 ani, să se înțepe într-un fus otrăvit și să moară. Regele și regina încremenire de spaimă, dar tot atunci grei și cea de-a treia zână bună. Nu pot îndepărta blestemul cu totul, dar am puterea să-l mai îndulcesc o leacă. Asta înseamnă că prințesa nu va muri, ci doar va cădea într-un somn adânc vreme de o sută de ani, iar vraja se va destrăma de îndată ce va căpăta sărutul adevăratei iubiri. Regele porunci ca toate fusurile de tors din regat să fie grabnic strânse și puse pe foc. Anii trecură și copila crescu, iar darurile cu care o înzestraseră zânele își arătau roadele. Fata era atât de frumoasă, de cuminte și de înțeleaptă, încât oricine o vedea o îndrăgea pe dată. Chiar în ziua în care împlini 15 ani, umblând prin castel, prințesa dădu peste o scară secretă. Urcând pe treptele înguste, ajunse într-o încăpere unde se afla o bătrână ce torcea de zor la un fuior de in. Dar bătrâna aceea era chiar zâna ce area. Prințesa se apropie de ea și o rugă să o lase să toarcă. Nici nu atinse bine fusul că se și înțepă într-un deget și a dormit pe dată dar cele trei zâne bune făcură în așa fel încât adormiră și toți ceilalți din castel ca să o însoțească pe prințesă în somnul ei cel lung. Trecură astfel mulți ani, iar castelul ajunse să nu se mai zărească de mărăcinișul crescut în jur. Nimeni nu cuteza să-i calce preagul de teama balaurilor care își făcu să răsălaș în preajmă. Într-o bună zi însă, un prinț curajos își croi drum până în castel aflând o pe prințesa adormită, se îndrăgosti de ea și îi dădu un sărut. Sărutul care risipi blestemul. Prințesa se trezi și odată cu ea toți ceilalți din castel. Fata a prinse drag de chipeșul prinț și nu după multă vreme cei doi tineri se căsătoriră, doar că de data asta au avut grijă ca la petrecere să fie chemate toate zânele din regat.